Eu astăzi mă adresez nu doar colegilor din această sală, dar și sutelor de mii de oameni din toate satele și orașele din Republica Moldova. Îi salut și pe cei plecați peste hotare. Toți primarii noștri au câștigat de cel puțin două ori alegerile locale. Acum suntem siguri că echipa noastră va face față și la nivel național. Știți foarte bine că nu există în Moldova o familie care să n-aibă pe cineva plecat peste hotare. Pentru conaționalii noștri din diasporă vom elabora un proiect de lege ca fiecare cetățean care pe parcursul a 5 ani a transferat în Moldova 20.000 de euro va avea dreptul de a imatricula un automobil fără să achite taxele vamale. Trebuie să recunoaștem public că dacă nu erau cetățenii din diasporă care transferă anual sute de milioane de euro, Republica Moldova de mult dispărea de pe harta globului pământesc. Am un mesaj foarte important pentru tinerii șoferi din țară, care mi-au dat de mai multe ori o întrebare. Domnule Usate, de ce în multe state europene tinerii pot obține permisul de conducere de la 16 ani, dar sunt obligați să conducă cu o persoană profesionistă împreună în automobil? Dar îți permite, dar la noi nu. Stimați tineri, complicat o să fie la cei care au furat țara în ultimii 30 de ani, dar voi veți avea permise de la 16 ani, deoarece este un lucru absolut normal în multe state europene. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Noi venim să-i penim.